Deci prezenți 32 locații. 32 locații. Da. Domnul Meșa ar fi prezent? 30... Și domnul Brădea. A confirmat prezența, nu? Brădea a fost prezent, acum aveți 31 prezent. Da. A mai luat domnul Meșa, care este locat și care nu a fost prezent. 32. Mai sunt, în schimb, două corectări. Una dintre un număr de telefon și i-am transmis mesaj și scrinul din care l-a scris. Și mai este echipament ASUS, pe care trebuie să identificăm dacă este un consilier sau un autor. Am înțeles. O să trimit un mesaj încă o dată, să trebuie poate să ia. Nu că o să-i trimiteți un mesaj să-l identific. Am trimis de la mesaj. Dacă e ASUS? N-am văzut. Să spună cine. Scoateți la tine. Da, scoateți, exact. Ok. Dacă nu e de scoatem. Deci 32 din 32, da? 32 din 37. În județul nostru se găsesc aproximativ 80.000 de eroi. Nume, prenume, poate cei mai mulți, de fapt cei mai mulți din țară, pe care poate avea un județ, un nume și prenume identificați. Români sau din țările beligerante care își duc pomul de veci în cele 14 cimitire din județ. Indiferent dacă au fost aliați sau inamici, astăzi este datoria noastră să-i cinstim pe toți cu onoare și patriotism. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe toți eroii care și-au dat viața pentru țară. Hristos s-a înălțat! Adevărat s-a înălțat! La întâlnirea noastră de astăzi sunt invitați să participe toți directorii și directorii executivi în sistemul online. Ai aparatului din specialitate, reprezentanții mass mediei și înainte de a da citiri ordinii de zi, vă propun scoaterea punctului 4 și suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean 255 din 30.11.2019 privind stabilirea măsurii educative prevăzute la articolul 4 alineatul 1 litera B din hotărârea de guvern 640/2017 cu modificările și completările ulterioare, care să însoțească atât distribuția de fructe și de legume, cât și distribuția de lapte și produse lactate implementată pe perioada cursului anului 2019-2020. Și cel de-al doilea punct de pe ordinea suplimentară de zi, proiectul hotărâre privind modificarea tarifelor de aeroport și criteriilor aplicate la diferențierea acestora pentru regia autonomă Aeroport Internațional Ginescu Bacău. Așadar, pentru ședința de astăzi, ordinea de zi este următoarea. Aprobarea, 1. Aprobarea procesului la ședinței ordinare de 5 pe 5 a 2020,
aprobarea proceselor la ședințe extraordinare 18.05.2020, aprobarea 3, aprobarea procesului verbal ședințe extraordinare din 21.05.2020, 4 este cel care l-am retras pe ordinea de zi, 5 proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul extindere a sistemului de management integrat al deșeurilor în perioada 2020-2023, 6 proiecte hotărâri privind declanșarea procedurii de expropiere a unor imobile, terenuri de proprietate privată, situația de apasament, lucrări de utilitate publică, creșterea gradului de siguranță și securitate la aeroportul internațional George Enescu Bacău, zona de protecție sistem ILS de categoria 2 pe direcția 16. 7 proiecte hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru realizarea obiectivului reabilitarea și modernizarea drumului județean 252C, Cătărești-Corbasca, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean 49 din 2017, privind aprobarea asigurării la buget local, a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului reabilitarea și modernizarea DG 252, Cătărești-Corbasca. În cadrul PNRR. Nou proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale pentru proiectul Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3, Neamțul Bacău, DG207D, limită județul Neamțul Traian, drumul național 2F, drumul județean 241, limită județ Vrancea, pentru izvorul Heciului și drumul județean 241A, izvorul de Heciului Secrie. 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe curtea de schimb Mirana din Sâmbii Moldova în sezonul de vară 2020, perioada 3605-2020-09-2020 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al județului Bacău și a situațiilor financiare anuală pentru anul 2019. 12. Proiect de hotărâre privind plata cotizației județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grupa de Acțiune Locală, Galo Cetatea Tamasidapa și Galo Colinele Tutorii. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic baza DALI pentru realizarea obiectivului de investiții, reparația capitală, clădire C3, cu destinația depozit material de strada George Bacovia 57, municipiul Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bacău. 15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 și anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău 86 din 29.04.2020 privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități non-profit de interes județean. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea Vasile Alexandru din Bacău, vederea derulării proiectului Centrului de Informare și Direct din Bacău. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public județean, promovarea transiției și coordonarea activității din sala la Bacău. 18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău. 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la unei instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean. 20. Proiect de hotărâre privind plata cotizației către Asociația Secretarilor Județului din România pentru anul în curs. 21. Proiect de hotărâre privind plata cotizației Consiliului Județean către Asociația Drepturilor Economice și contabil din județe de România. 22. Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale a autorității teritoriale de ordine publică Bacău către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică pentru anul 2020. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea monografiei economico-militare a județului Bacău. 24. Proiect de hotărâre privind modificarea
hotărârii Consiliului Județean numărul 255 din 30.11.2019 privind stabilirea măsurii educative prevăzute la articolul 4 alineatul 1 litera B din hotărârea Guvernului 640/2017 cu modificările și completările ulterioare care să însoțească atât distribuția de fructe și legume, cât și distribuția de lapte și produse lactate implementată în perioada cursului anului școlar 2019-2020 și 25, cel de-al doilea pe care am și nominalizat pe lista suplimentară, proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de aeroport și criteriilor aplicate la diferențierea acestora pentru regia autonomă a aeroportului internațional George Enescu Bacău. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Votăm acum, da? Acum sunt prezenți 35 și au exprimat votul toți pentru. Unul singur a scris un om de pentru prezent, vă rog. Da, da, cred că e niște. Deci, între timp, v-am mai lucrat doi colegi, suntem 35, au votat ordinea de zi, toți 35. Mulțumesc, mergem mai departe, pentru că punctele 1, 2 și 3 din ordinea de zi. Am să dau cuvântul doamnei secretar al județului, doamna Elena Cătălina Zar, pentru a supune spre aprobare procesului verbale de la ședințele anterioare. Vă rog, doamna secretar. Potrivit prevederilor codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecarei ședințe, secretarul Județului Administrativ Teritorial supune spre aprobare procesului verbal al ședințelor anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul de verbale ale ședințelor Consiliului Județean Bacău din data de 15.05, 18.05 și 21.05.2020. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun la vot cele trei puncte, 1, 2 și 3, procesul de verbale din data de 15. Votăm acum. Stații de tratare mecanico-biologică a deșeurilor biodegradabile.
Investiția în valoare de aproximativ 48 de milioane de euro urmează să fie realizată cu finanțare europeană. Proiectul va fi depus în următoarele luni în cadrul programului operațional de infrastructură mare, contribuția Consiliului Județean fiind doar de 2%. Stația care va fi amplasată cât mai aproape de depozitul ecologic din Bacău va deservi toate unitățile administrativ-teritoriale din județ. Alături de această investiție, proiectul prevede și achiziția de echipamente specializate de colectare a deșeurilor pentru completarea sistemului de colectare selectivă. Conform ghidului solicitantului pentru programul POIM, Programul Operațional de Infrastructură Majoră, de infrastructură mare, 2014-2020, pentru proiectele finanțate prin ANSA 3, pentru beneficiari autorități publice locale, se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile, astfel 25% coeziune din fondul de coeziune, 13% din bugetul de stat și, așa cum menționam mai devreme, 2% din bugetul Consiliului Județean. El vine să se integreze și să completeze toate eforturile făcute pe program, pe proiectul pe care noi l-am implementat în ultimii 10 ani în județul Bacău, o altă investiție de aproape 50 de milioane de euro. Având în vedere cele prezentate, apare ca necesară adoptarea unui hotărâri a Consiliului Județean privind asigurarea cofinanțării de 2% în cuantum de 88.400 de lei, fără DTA, pentru proiectul, citesc, sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023 din suma prevăzută din bugetul pentru anul 2020, capitolul bugetar 74, articolul bugetar 7101, alte active fixe pentru servicii de consultanță. A fost dezbătut proiectul în comisii de specialitate, există avizul comisiilor de specialitate, dacă nu mai sunt alte intervenții și nu mai pot altceva, eu vă vin să pun la vot. Dacă sunt intervenții, dacă nu, la vot. Votăm acum. Și
Șerche nouă. 133. Și participă la vot. Și participă și la vot. Nu știm cine este. Dați-mi vorbim, dați vorbim mai tare. Da? Dați-mi pic vorbim, că nu aud colegii. Nu aud. N-auzim noi aici. N-auzim nici noi și colegii vorbesc. Vă rog să dați vorbim la volum, că noi nu auzim intervenții. N-ați făcut o probă înainte? De nou, să nu uitați. Deci colegii noștri vorbesc, dar noi nu auzim nimic. Și 2.
Sumele aferente despăgubirilor estimate de către de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit, având în vedere expertizele întocmite și actualizate de Camera Notarilor Publici, sunt prevăzute în anexa 2 la prezentul proiect, însumând un total de 934.770.000 de euro pentru întreaga suprafață de 62.318 m² ce urmează a fi expropriată. A fost dezbătut acest material în comisiile de specialitate, există avizile comisiilor, față de cele mai sus arătate, vă supun spre aprobare proiectului de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropiere a unui imobil de teren în proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, creșterea gradului de siguranță și securitate la aeroportul internațional John Gerescu Bacău, zona de protecție IUS, categoria 2, pe direcția 16. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vin supun la spre aprobare. Votăm acum. Vă rog să
aprobare. Da, nu putem să dau un domnul. Cine domnul Oleanu, v-ați scris? Da, vreau foarte scurt, înțeles dacă este ceva nou, ce s-a venit dezbaterea de comisie de specialitate. Nu este legat de dezbaterea de comisie de specialitate, este legat de infrastructura de trebuie. O întrebare, ce se întâmplă cu domnul Ghețeanu Sucelul nostru, de la Tenerina până la limita Vorabăiei cu Onești? E un drum cu o stare deplorabilă. Eu vreau să știu dacă aveți în vedere să facem o intervenție asupra lui. Da, este cu județeană, este cuprins în lista de investiții a bugetului nostru. L-am aprobat la începutul acestui an. Așa cum știm, stimați colegi, cu toții, în perioada aceasta delicată, COVID, de aici, am luat o parte din sumele necesare care le-am redirijat către spitale. Acum se lucrează la aplicație de a să reîntregi sumele pe care noi le-am cheltuit privind și le-am alocat către spitale. Recuperând, poate reîntregim această sumă și practic își urmează fiecare obiectiv de investiții și urmează cursul. Deci el este prins în lista de investiții a acestui an. Fiecare cu foaia lui de parcurs. Dacă mai sunt datori de prezență, dacă nu, vă să pun la vot. Mulțumesc. Da, avem un rezultat? Durează un pic mai mult, mă-ți amuncem. 36 din 36. Da, mulțumesc, 36 din 36, da? Mulțumesc. Domnul vicepreședinte, bravo, ați făcut. Vă spun atenție proiectul de hotărâre de urgență, modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 49 din 2017, privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului de verificare și modernizare drum județean 252 CET, de Terșorvasca, de la kilometru până la kilometru 23 din județul Bacău, în cadrul PNDD-ului. După cum ați citit și în documente, Serviciul Public Județean Drumul Bacău trimis o notă de fundamentare și ne face cunoscut faptul că din valoarea de risc general actualizată al investiției de 59.320.410 lei, cheltuielile care nu se finanțează la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală sunt în sumă de 1.900.040,06 lei și propune adoptarea unei hotărâri de modificare articolul 1 din hotărârea 49 din 2017. Mulțumesc. Deci, stimați colegi, vă supun la vot. E vorba de asigurarea de bugetul Consiliului Județean, acest cheltuieli, modificându-se și actualizându-se, așa cum a spus la punctul anterior, de vizul general. Cine este pentru? Thank you.
37, nu vreau toți să fost. Avem 37 de modificări, am uitat toți. Da, avem 37, deci o prezență de 100% la punctul 8. Da, deci 37 din 37. Mergem mai departe. Domnul vicepreședinte, Prahăți, vă rog. Mulțumesc, atenție, proiectul de hotărâre privind aprobarea legăților generale actualizate pentru proiectul regional nord-est, axa de alocare strategică 3, Neamț Bacău, ce cuprind drumurile județene 243, 241 și 241A. Pentru stabilirea valorii totale a legăților generale, cumulată a fost la parte de legăților generale actualizate pentru fiecare loc în parte, din cadrul proiectului astfel. Pentru reabilitare și indemnizare prin Dețean 207 de Dăminești, Mapa, Prăjești, Traian, valoarea revizorului actualizată în 1.000 lei sunt de 57.432,368 lei. Pentru reabilitare și modernizare din județean 241, Vrancea Producător Prizvărul Cărheciului este de 99.419,796 lei. Iar pentru modernizare și reabilitare drumului județean 241A, Zvărul Cărheciului Sepie, valoarea de risc actualizat în mine este de 28.743,088 lei. Intervenții. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Aș mai vrea eu să fac o precizare. Iată, cel mai important proiect de infrastructură rutieră a județului Bacău în ultimii 4 ani și vorba de fonduri europene aici, este tot mai aproape de realizare. E vorba de reabilitarea și modernizarea peste 94 de kilometri de drum județeni care traversează județul nostru, județul Bacău, de la est, sud-est, intrarea dinspre Vrancea, în podul Turcului, toate valea Zăletinului, zborul Verheciului, Secuieni și după aceea de la Traian spre județul Traian, Prăjești, Dăminești și județul Neamț, la Horia, în continuu până la Horia, până la Viața Neamț, cu încă 60 și ceva de kilometri. Acest drum interjudețean a fost împărțit în trei loturi, lotul 1, lotul 2, lotul 3, așa cum a fost prezentat aici domnul vicepreședinte Prahăți. Elementul din noutate și trebuie să spun după toate, respectând toate procedurile și toate etapele și toți pașii de achiziții, iată și avizele conform ghidului solicitantului, la lotul 2 s-a dat ordinul de începere de o săptămână la ordinul de începere a execuției lucrărilor de Valea Zăletinului până la Zborul Cărheciului, iar astăzi, dimineață, documentația pentru lotul 3, Zborul Cărheciului se pune fiind trimisă la Piatra Neamț, așa cum prevede ghidul solicitantului pentru a obține avizul înainte de a da ordinul de începere. Azi dimineața am primit telefon de la Piatra Neamț în care mi s-a comunicat că putem da ordinul de începere și pe lotul 3, Izvorul Cărheciului, Secuieni. Documentația pentru lotul 1 este la Consiliul Județean pentru obținerea autorizației de construcție. Sperăm cât mai repede să semnăm autorizația de construcție, să semnez autorizația de construcție, să înaintăm documentația în mai smis, așa cum prevede ghidul solicitant de format electronic, prin colegii noștri și echipa de implementare, să o primim cât mai repede la Piatra, să obținem avizul de acolo ca să putem da ordine în începe și lotul 1. Astfel încât toate cele trei loturi, în cel mai scurt timp, să intre în execuție și iată, vom avea un adevărat șantier și pe partea de est, completând toate celelalte șantieri care, iată, astăzi sunt deschise, fie pe PNDD, fie pe drumul județenii, fie pe drumurile locale în care au toți primarii din județul nostru. Mulțumesc mult! Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Ne-am înțeles.
Domnul Cautiș a activat microfonul, nu știu dacă vrea să intervenesc. Domnul Cautiș a activat microfonul. Întrebați dacă vrea să intervenesc. Dumnezeu și mai activat și așa. Am văzut o activare de microfon, domnul Cautiș, vrea să intervină? Salutare, dacă salutare, dacă. Am încercat să mă verific, asta e bine, bine, mulțumesc. Pentru noi și atât
proces comercial. Deci pentru turistul în sine va fi puternic afectat și ne vom gândi să zone foarte apropiate. Cred cu tărie că suntem asentimentul tuturor colegilor, indiferent de culoare politică, care suntem astăzi aici. Știm foarte bine ce înseamnă 20 de lei pentru persoanele astea în fiecare zi, poate că în 3-4 zile când merg gândând și la procedurile astea fizioterapie, care de altfel e cam singur un lucru și poți face când sunt. Eu vă mulțumesc. Domnul Lupu, dacă îmi permiteți, eu aș propune alocul. Ținând cont că, din cine ați explicat dumneavoastră, este un număr mare de pensionari, eu aș propune mai întâi să vedem care este impactul, pentru că cred că anul ăsta sau la anul ăsta nu mai permitem să fie gratis. Haideți să vedem impactul bugetar și apoi să venim cu o propunere la următoarea ședință ordinară. Domnul vicepreședinte, numai de asta este vorba. Vă asigur că dacă luăm metodii, nu trebuie să fii mare doctor în comerț sau în fapte comerciale, trebuie să dai seama că aceste persoane nu vor lucra. Și de ei vom fi trăiți singura plăcere care o poate avea. Tocmai de asta nu vă că nici eu nici vreau să nu suntem doctor în comerț. Nu vreau să afectăm un sistem financiar pentru un mic ajutor. Sigur, domnul director Botezat, luați legătura cu colegii noștri de la serviciu, analizați un pic situația și simt că ne-a s-au venit cu propuneri pensionare care puteți luăm în calcul pensionare care sunt și la 40 și ceva de ani sunt pensionari, că sunt de armate pensionari, persoane vârstnice de peste 65 de ani. Aici doar trebuie să stabilim aceste nuanțe, nu putem stabili la acum la comisie. Foarte bun. Eu nu vă spun, domnule președinte, domnule Lupu, dragi colegi, că ieri m-am interesat dacă am putea să ajutăm pe cei cu un grad de handicap. Dar tocmai n-am venit cu acest amendament pentru că nu avem date concrete care este impactul bugetar. Domnul președinte, acum, v-ați rugat, credeți că taxele de la aceste referite suprimesc în Andrei cu cheltuielile care sunt cu utilajul sine și cu personalul de acolo? De ce este un obiectiv subvenționat? Și tocmai simțul că sunt votat vara aceasta, când avem probleme că toți sunt turiști, să lăsăm și să favorizăm cumva în fel această categorie. Da, dacă nu ați spus să nu e ok, Noi nu vreau să nu zic să nu să vedem cifrele, să vedem dacă chiar ajutăm, chiar putem să ajutăm. Hai să facem analiză de cât într-adevăr să venim în sprijinul acestor persoane. Când despre asta vorbim. Și trebuie făcut o analiză, nu o propunere. Sigur. Ok, sigur că da. Faceți o analiză și la următoarea ședință, la următoarea noastră întâlnire, puteți veni cu această suplimentare și alte propuneri, exact din discuția care a fost teribilis din specialitate, exact din persoană cu manufrat și așa mai departe. Da? Bine, dacă mai sunt alte intervenții. Dacă nu, vă să pun la vot. Am întrebat ce înseamnă că trebuie să specificăm. Da, sigur. Nu, nicio. Da.
sunteți. Da. Da. Da, pentru că m-am toți, o obținere. Da. Avem votul final. Deci sunt 30, o abținere și 36 pentru. Mergem mai departe la director Adrian Lu, la buget finanțe, vă rog că vă sinteză. Potrivit prevederilor articolului 57, legea 273 pe 2007, prin finanțele publice locale, ordonatorul principal de pregătire, tot ce se prevede spre aprobarea autorităților de deliberative până la 31 mai anul următor, situațiile financiare anuale, inclusiv anexele acestea și contul anual de execuție bugetară pentru anul anterior. Execuția bugetară pe sursa de finanțare și pe secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare la data de 31 decembrie 2019, se prezintă astfel. Sursa de finanțare integrată în bugetul local. Contul anual de execuție bugetară conține conturile de execuție bugetară pentru instituțiile subordonate finanțate integrat în bugetul local. Contul anual de execuție bugetară al aparatului propriu și conturile anuale de execuție bugetară pentru măsurile Biblioteca Județeană Prostate Sturza, Serviciul Public Județean de Sumuri, Centrul de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul de Educație Inclusivă numărul 1 Bacău, Centrul de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești, Școala Gimnazială Mătoia Montessori, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău, Școala Gimnazială numărul 7 Târgu Ocna. Sursa de finanțare integrată în bugetul local prezintă o excedență la sumă de 6.419.000 lei, din care excedentul secțiunii de funcționare este de 25.778.000 lei și deficitul secțiunii de dezvoltare este în sumă de 19.259.000 lei. Sursa de finanțare credite interne prezintă un excedent în sumă de 2 lei integral aferent secțiunii de dezvoltare. Sursa de finanțare fondul extern de rambursabile. Conține fondurile de execuție bugetară pentru instituțiile subordonate finanțare din fondul extern de rambursabile, respectiv aparatul propriu și contul anual de execuție bugetară a Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului. Au fost încasate venituri în sumă de 1.000 lei integral aferent secțiunii de funcționare. Sursa fondului extern de rambursabile prezintă un excedent în sumă de 1.000 de lei. Sursa de finanțare a activități finanțate integral din venituri proprii conține contul anual de execuție bugetară pentru activitatea de prestări servicii finanțate integral din veniturile proprii ale DGASPC-ului. La data de 31 decembrie 2019, veniturile încasate, deci într-o sumă de 57 lei, au fost integral cheltuite. Sursa de finanțare, este integral din venituri proprii. Conține contul de execuție bugetară pentru instituțiile subordonate finanțate integral din venituri proprii, respectiv contul anual de execuție bugetară al Spitalului Județean de Urgență. Sursa de finanțare prezintă un excedent în sumă de 280.000 de lei, din care excedentul secțiunii de funcționare este în sumă de 115.000 lei și excedentul secțiunii de dezvoltare este în sumă de 165.000 lei. Sursa de finanțare venituri proprii și subvenții din buget local conține conturile anuale de execuție bugetară pentru instituțiile subordonate finanțate integral din venituri proprii și subvenții din buget local. Școala Populară de Arte și Meserie, Ansamblul Folclorului Busuiocu, Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea și Direcția Județeană de Evidența Persoanelor, Filarmonica Mihail Jora, Revista de Cultură Ateneu, Serviciul Public de Protecție a Plantelor, Serviciul Public pentru Promovarea și Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont și Complexul Muzeal de Istorie Ion Antonescu. Sus, veniturile încasate în sumă de 33.000 de lei au fost integral cheltuite la data de 31 decembrie 2019. Situația financiară anuală centralizată a județului Bacău, aferent exercițiului financiar chiar la data de 31 decembrie 2019, este compusă din bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete și a capitalului proprii și note explicative la situațiile financiare. Față de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere al
serviciului bugetar al județului Bacău și a situației financiare anului centralizată pentru anul 2019, poate fi supus prea aprobată. Da, mulțumesc, doamna director. Materialul a fost despărțit în Comisia Economică, Comisia de Specialitate. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, eu voi supun la vot. Cine este pentru? Să înțeleg că are și cineva asta? Da. Vă propun să mergem mai departe. Avem 36 de voturi. O să verifice colegii noștri care aici ce s-a aruncat cu cei de la 37. Vă propun să mergem mai departe. Vorba de aprobarea practică plății, cotizației județului Bacău în calitate de membru către GAL, cetatea Tama Sidava și către GAL provinile tuturor. La ședința anterioară noi am aprobat cotizația pentru celelalte patru. Astăzi am venit în fața dumneavoastră pentru a aproba plata cotizației de membru la aceste două galuri de câte 50.000 de lei. Dacă sunt intervenții, dacă nu vă supun la vot. Cine este pentru? Putem vota, da? Da. Ok. Avem o abținere. Bine. Nu? Nu răspund. Dar restul am votat pentru că acum nu am de eu, nu știu. Este o abținere, nu? Da, domnul Vărescu. Dar întrebați. Îl întreb. Dar sunt sigur la care. Dacă la punctul 12 sau mai. Dacă la punctul 12 sau 12. O întrebare pentru colegul nostru Umbrărescu, Sorin Umbrărescu, dacă votul de abținere pentru punctul 11 sau 12. Acum avem.
O să-mi comunici imediat la următorul da, da. Deci aici avem 35, practic. 34 cu 1, nu? Da. Voi au ieșit. O să verificăm acum. Da, avem 34 pentru și o abținere, vorba de un Rănescu. O să vedem, o să verifice ce colegii la aici și o să-mi comunici ce s-a întâmplat cu ceilalți doi, dacă au ieșit sau nu au votat. Da, mergem mai departe cu aprobarea indicatorului tehnicului economic, faza DALI, la obiectivul de investiții, reparații capitale, clădirea C3 cu destinație de depozit materiale din strada George Bacovia, numărul 57, municipiul Bacău. Beneficiarul investiției este inspectoratul pentru situații de urgență, mai o constatibile, în calitate de administrat. Lucrările cei care se vizează a fi executate constau lucrări de izolare a fațadei, înlocuirea pentru tablă, sistem de scurgere, parzi, sprești, înlocuirea temperii interioare și exterioare, locurile integrală a instalațiilor electrice, modernizarea punctului sanatoare, facerea integrală a platformei și a trotuarelor. Pentru realizarea acestor investiții a fost elaborată documentația tehnică economică, inclusiv documentația pentru obținerea vizelor și certificatul de urbanism pentru acest obiectiv. Vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economice. Este vorba de evaluarea totală a investiției, inclusiv TVA de 369.769,93 lei, din care construcții montaj 217.558,46 de lei. Vă supun, am dat avizele de la comisiile de specialitate, vă supun la vot punctul acesta. Cine este pentru? Dacă trebuie să ai pentru. Sunt consilieri care votează, nu așteaptă să spuneți dumneavoastră. Eu nu pot să dau semnal de vot decât când spuneți dumneavoastră cine este pentru. Și iar avem două voturi care s-au manifestat în aici. Atunci se scrie pentru punctul, nu știu. Ne complicăm prea mult. Pentru 6, pentru 9. Mă spuneți asta dacă sunt dezbate. Ok. Până nu spuneți asta, nu putem sta acolo. Stimați colegi, este o mică diferență între numărul de voturi valabile exprimate și din momentul în care s-a dat start vot, de aceea poate mai e problemă. Nu încercați să votați înainte de a finaliza materialul și de a supune la vot. Pentru că în momentul acela colegii de la IT dau drumul la aplicație să poată înregistra votul. Altfel el nu se înregistrează. Deci așteptați să spun votăm acum, de-aia spun votăm acum. În momentul acela, colegii mai întâi dă drumul la vot și din momentul ăla se înregistrează. Da? Mulțumesc! Da, altfel se înregistrează la cel din urmă, din două ori. Comisia de evaluare este organul specialitate a Consiliului Județean.
cu activitate decizională în materia încadrării persoanei adulte în grad și timp de handicap și are următoarea componență. Ea este stabilită prin lege, un președinte care nu poate fi temelii de specialitate, expertiză medicală, a capacității nu medicină internă, medic de familie sau medic de medicină generală, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical. Un medic de specialitate, expertiză medicală, a capacității de muncă, un reprezentant desemnat de organizații neguvernamentale, un psiholog și un asistent social. Comisia funcționează de 2005 în pace, cu modificările din 2006 în baza legii 448, după ce a apărut legea 448, s-a modificat de câte ori a fost nevoie sau a intervenit o modificare prin plecarea unui venitor și așa mai departe. Nu putem să o aducem în ședința Consiliului de Țeană spre aprobare, decât după ce se obține avizul Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități. Așadar, propunerea pentru aprobare are avizul Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, a discutat o comisie de specialitate. Vă rog să-mi permiteți să mai dau o dată citire componenței nominale în a comisiei de evaluare. Doctorul Sălbatul Costel, președinte, doctor Cosma Zenobia, medic, primar medicină generală de curs de Direcția Sănătate Publică Bacău, doamna Dumitrache Mihaela, este reprezentantul desemnat de organizații neguvernamentale, un psiholog, Cristina Petrescu, și un asistent social, doamna Raba Viorica. Acestea sunt propunerile înaintate și către direcție. Vă supun spre adoptare proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Bacău. Dacă și intervenție. Domnul Deanu. Vă rog. O întrebare din doamna secretară. Nu e o problemă de votul de dezbatere, nu este pendent? Nu este, pentru că este o reconfirmare a ceea ce a avut deja. Este o reconfirmare, o aprobare de către autoritatea publică competentă, așa cum prevede legea, cum a citit și domnul președinte referatul de aprobare. Este o reconfirmare a ceea ce a Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții deja a confirmat că persoanele respective din această comisie împlinesc toate cerințele de plană. Nu s-a nimic acum ce se interesează la fără, dacă este o problemă, cum am referitor la votul pe persoană? Și a fost un record administrativ, votul pe persoană este secret. Instituția abilitate a nominalizat persoanele respective. În spate, în documentație, de fapt, și în comisie de specialitate, ați văzut toate documentele de la fiecare membru în parte care atestă calitatea și îndeplinirea condițiilor celor de lege. Dacă mai sunt alte intervenții. Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Votăm acum. Ia cred că vă dați a votat. Din 7. Ați
și după ce se iau toate locurile, se balansează, se va face un loc. E trei și casă, da? Da. Ce avem 36 de voturi, pentru. Mulțumesc. Mergem la următorul punct, domnul director Pătesc. Scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul Județean Bacău a aprobat ședința din data de 29 aprilie 2020, hotărârea numărul 86, privind acordarea finanțării Bărnerea Mursoare pentru activități non-profit de interes județean. La momentul adoptării hotărârii, județul Bacău avea în derogare contractul de servicii, având ca obiect servicii de realizare a unui portal de depunere și administrare a proiectelor finanțate din fonduri publice nerambursabile depuse la Consiliul Județean. Astfel, în data de 4-5-2020, conform procesului verbal de recepție numărul 7213, a fost recepționat portalul web www.portallegea350.ro. Motivat de situația mai sus expusă, se impune modificarea anexei numărul 1 și anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 86 privind acordarea finanțărilor nerambursabile. Pe scurt, anexa numărul 1 care este reprezentată de metodologie, modificările vizează doar modalitatea de depunere a propunerii de proiect în cadrul portalului, repet încă o dată, www.portallegea350.ro. Propunerile de proiect trebuie completate și încărcate în cadrul portalului. Orice alt mijloc de trimitere a unui proiect, de exemplu, registratură, fax sau e-mail, nu vor fi luate în considerare și vor fi respinse. De asemenea, modificarea are în vedere faptul că solicitanții au obligativitatea menționării la momentul înregistrării în portal a unui adrese de e-mail, de e-mail valide pe care se va desfășura toată comunicarea. Toate aceste modificări au fost puse în dezbatere publică, nu au fost primite niciun fel de solicitări sau observații. În momentul când se va da anunțul de începere pentru depunerea proiectelor, atât pe site, pe Facebook, cât și pe YouTube, va fi un filmuleț de prezentare undeva la 3 minute și jumătate, privind modalitatea de depunere online. De asemenea, acolo vor fi și adrese de e-mail și numere de contact pentru a face cât mai ușoară această nouă modalitate de depunere a proiectelor. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu dacă sunt intervenții, dacă nu vă supun la vot. Votăm acum. Mulțumesc, avem 37 de voturi pentru. Mulțumesc, mergem mai departe la punctul 16 privind aprobarea continuării parteneriatului cu Universitatea Vasile Alexandru din Bacău în vederea derulării proiectului Centrul de Informare Eurodirect Bacău. În comisiile de specialitate s-a discutat continuarea acestui parteneriat, s-a dezvoltat și activitatea sau activitățile din cadrul proiectelor derulate în parteneriat. Ne-a existat și o propunere pe care, desigur, vreau să o aduc acum în plen, poate la o viitoare întâlnire, ați avut pe domnul director Botez, să ia legătura și cu colegii care coordonează activitățile din partea mea, din partea Consiliului Județean și vă propun să eu direct să prezentați o informare cu activitățile, poate în PowerPoint, cu activități, imagini de activitățile și proiecte de care ne-am desfășurat în parteneria. Dacă sunt intervenții.
Dacă nu, vă supun la vot. Domnul președinte, domnul Marcu, sunt, mă auziți? Cine? Costică Marcu, sunt. Domnul Marcu, da. Ceilalți s-au venit ca ceilalți colegi să închidă microfonul sau... Știu, domnul... Mă auziți? Da, vă auzim, domnul Marcu, vă rog. Sigur că în comisie s-a dezbătut acest proiect. Am constatat că din 2010 el se actualizează continuă de la anul. Rugămintea era ca doamna Mărăgasa, care e coordonator decent, să vină și cu o informare chiar detaliată cu acțiunile întreprinse în 2019, în anii anterior chiar, pentru că tematica și grupul țintă pe care s-a pus acel este interesant. Și-am fi putut totuși să vină pentru activitatea până în 2019, pentru 2020, probabil la sfârșitul anului. Mulțumesc! Da, cred că la ședința următoare, noi acum iar am avut o informare pe 2018 și cred că pe 2000 activitățile derulate în anul 2019, nu? Până o păcăză? Sigur. Deci, noi am avut aici o prezentare, când s-a făcut să actualizăm și pe ultima perioadă. Am avut prezentare de un președinte anul trecut, când s-au făcut 10 ani de parteneriat cu Centrul Euro Direct, am avut o prezentare, dar bineînțeles, până la ședința următoare voi lua legătura cu doamna Mărărașu și va fi o prezentare și pentru anul 2019. Da, și poate se mai pot și alte tematici sau alte lucruri ținte. Interesantă activitatea acestui centru de informare. Le urăm succes și am dorit la mare să fie cărcut studicios, pentru că sumele sunt alocate dintre ei resurse. Atât de la Comisia Europeană, din cadrul Universității și noi. Sigur. Fondurile vor deține Uniunea Europeană. Deci asta e un proces, sigur. Coordoneze acestea, cât să avem o prezentare aici, cu tot ceea ce s-a realizat, cât și perspectivele de ceea ce noi acum vom aici de acolo, în acest parteneriat. Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai sunt atingere. Dacă nu, vă supun la vot, votăm acum. Da, avem 36 de voturi pentru, mergem la următorul punct sau următoarele două, trei puncte. Am spus doamna director Sava, directorul de Direcției de Resurse Umane. Vă rog, doamna director. Bună ziua, domnule președinte, mulțumesc. Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului județean de promovare a turismului și promovarea comunității de Sava în Bacău. Ca urmare a noilor modificări legislative în domeniul de activitate al acestui serviciu, respectiv legea 253 de 2019 privind câinii de salvamont, colaborate cu ordonanța Guvernului 58 din 1998 privind organizarea și desfășurarea activității acestui serviciu, se impune actualizarea și prin aprobarea unui nou rof pentru serviciul de salvamont. Față de cele prezentate, considerăm ce s-a așteptat în inițierea acestui proiect. Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții, dacă nu, avem avizul de specialitate. Domnul președinte, da, v-am auzit, vă rog. Vreau să auzim. Da. Am un amendament de făcut la regulamentul ăsta, domnul președinte. Vă rog. E vorba de o formulare mai precisă,
turismul ecumenic. Pentru că este greșit formulat aici turismul ecumenic, e vorba de turismul religios. Ecumenismul este o mișcare care își propune să reunifice bisericile creștine. Poate să avut o exprimare și mai precioasă, dar nu este ca aici. Cred că ar trebui trecut, nu cred, așa trebuie trecut. E un turism religios. Da, nu știu ce să vă zic. Eu cred că trebuie să ne jucăm cu... Nu trebuie să ne jucăm cu... Da, e un care o anumită de ceea ce... Da. Domnule, ne-am contactat, ne-am contactat. Exact, asta o vreau să zic. Nu este acolo. Nu este acolo. Nu este acolo. Domnule, ne-am contactat. Este un risc religios. Tot ca nu este un ritmul religios, nu este acolo. Am contactat cu un ritm necorrect de cuvenție. Și nu am altfel. Uitați context. Poate putere religioasă, nu poți să fac religios. Păi, dar ce facem atunci? Asta că ecumenismul se desfășoară numai la biserica creștină. Domnul Bănea. Da, care e problema? Ecumenismul mai poți să fac parul. Dacă e de la un centrat ca mai catolic? Domnul Bănea, nu este religios, e copil pe toți. Asta e. Domnul Bănea, turismul religios, totuna turismul religios, ar putin de pe toți, și creștini și necreștini, și musulmani, și ortodoxi, și catolici, asta este ideea. E greșit totuna turismul religios, e problema. Dacă tot ne luptăm, ne contrazicem. Domnul vicepreședinte, eu nu o să intru în polemica asta de noastră. Eu o să vă rog să facem cu adevărat ceva pentru turist. În sensul că noi la Stadiul Moldova de 2 ani de zile încercăm să dezvoltăm ceea ce avem acolo, Hârtia, cu un aventura parc. Să amenajăm acolo un parc cu tiroliane, mai multe trasee. Avem bani prinși și în 2019 am avut, pe care nu am pus cheltuim, și avem și anul acesta. Anul acesta am luat la capăt, ca și am trecut prin adrese, cred că o să luăm la capăt și continuăm cu domnul primar și cei din aparatul Societatea de Mărie, pentru a ne pune la dispoziție 6.000 de metri pe care primăria îi are în proprietate. I-am trimis din nou în această domnului primar o adresă din care să ne spună, afirmativ sau negativ, dacă ne pune la dispoziție cât mai devreme posibil pentru a începe acel corpuleț de, nu știu, de agrement. Sunt de acord cu ce spune domnul Lupu, ce a spus mai devreme, că noi subvenționăm. E adevărat, subvenționăm, dar oamenii din aceste instituții pe care noi le subvenționăm trăiesc și din venituri. Așa că vă propun ca primăria Stăinii Moldova să ne pună la dispoziție, să întabuleze și să ne pună la dispoziție cei 6.000 de metri și noi să venim cu amendament ca bătrânii peste 60, pensionari peste 65 de ani, cei în vârstă, să vină cu nepoții și noi să reducem tariful la copii. Deci să producem și venit și să ajutăm. Până a ajunge la acele, nu știu, proiecte de dezvoltare, unde trebuie să scrie religios ecumenic, haideți să ne dezvoltăm. Mulțumesc! Mulțumesc dacă mai sunteți. Am și ajutat cu doamna secretar. Aș ajuta un pic doamna secretar ca să revenim la... Vă rog, domnul Teac, numai un pic, ca să... Doamna secretar Zara. Eu vă citesc funcțional, dacă permiteți, ca ecumenic adjectiv, zice așa, investit cu autoritate ecleziastică pentru toate bisericile. Nu zice, eu v-am citat exact, nu mi-a permis să închid un cuvânt. Nu, atât mi-am dat. Eu v-am zis că eu așteptam
finalizată a absolvenții teologiei. Da, domnul Teamă, ieri ați dat, când ați fost în comisia de specialitate, puteam să o clarificăm. Putem, am văzut la ferea clarificată ce facem în frans. Ia transformăm plenul într-o comisie pentru că acel termen. Pe zic, e vorba de, așa cum reiese de altfel din general, de tot ceea ce înseamnă pe România, care sunt în, în lege, care sunt acreditate de către statul român. Domnul Teamă, dumneavoastră din ianuarie, 2019, cine propuneați să facem acolo bobo și noi nu suntem în stare să tragem două șupe pe interioriană. Pare, domnul. Da? Noi. Primăria suntem. Mulțumim. Sunteți mai aproape acolo, ați putea face o discuție cu domnul primar și să vă alăturați efortului nostru de ultimii ani, poate reușim să deșteptăm. Nu, peste de am impresia că se salut din context. N-au citit și ce-am în fața liniatul de fundamentează și propune spre aprobare programul de dezvoltare a turismului rural. În vedere, turismul rural și așa mă și turism e cu benefit. Chiar dacă pensiona scrie, are dreptate domnul Olteanu, crești în acolo, dar nu te dacă să te pune din forma, să te adorbă cu sub de domnul Bravo, să se realizeze, domnule. Și crezi că vine musulmanul, vine, eu știu, ce de la general și spune el acolo și îl deranjează că e pe mine. Haideți să fim serioși. Și asta e părerea mea. Și e clar. Deci, aliniatul de fundamentează și nu pune spre aprobare. Termin din chestii, chestii de astea, ce de cu altra căruță să le tot cât e liber. Nu se poate așa. Stimați colegul, propun să trecem la vot. Ce este pentru?
folosește din viață. Nu scrie religios de cuvinte. Nu vreau să facem prima dată. Eu așa nu știu. Da, avem? Avem doar 34 de vote. Acum? Mă spun, mai sunt doi colegi care nu au votat, avem 34. Până acum, vă rog, votați. Fac identificați cu cei doi, da? Da, identificați cu numele, eu pe sine vă propun să mergem în privat. Deci avem 34 din 36, o să identifici colegii care sunt cei doi de la IT, nu o să vedem ce care sunt cei doi consilieri de țin care nu au, nu și-au exprimat și sunt prezenți. Doamna director Sava, vă rog. Da. Mulțumesc, este vorba de modificarea statului de deținere a unei instituții publice de cultură de suporterea Consiliului Județean. Este vorba despre Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău și Complexul Muzeal de Științele Naturii Omul-Roce Bacău. Aceste instituții au propus aceste modificări pentru vederea promovării personalului care, contractual, care în urma susținerii de examen au fost declarați atunci și totodată pentru a facilita ocuparea posturilor vacante și pe perioada determinată. Față de cele prezentate, considerăm necesară și oportună inițierea acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Avem atât o comisie de specialitate. Vă supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Votăm acum.
încă aude și închideți microfonul. Da. Da. Noi aici putem să închidem? Putem, dar nu trebuie să numărăm și pot să închidești microfonul. Da, au fost înregistrate 35 de voturi. Vă propun să mergem mai departe la următorul punct privind aprobarea monografiei Economică Militară de Zului Bacor. Și nu știu cum știți, cum îți dorești, în fiecare an se actualizează monografia Economică Militară a Zului Bacor, iar prin competențele în domeniul apărării țării, stabilite potrivit legii Consiliului Județean și structura teritorială pentru probleme speciale a județului, au elaborat proiectul monografiei Economică Militară a Zului Bacău, ediția 2016.
După adoptare, prin grijă a Comisiei pentru Probleme de Apărare, din cadrul consultențean, proiectul monografiei Corpului Militar al Județului Bău se va multiplica pe suport de hârtie și de disc optic în 3 exemplare care se vor transmite către beneficiarii prevăzuți de lege. Așadar, vă supun spre aprobarea proiectului privind adoptarea monografiei economico-militare a Județului Bacău. Există avize de comisie de specialitate. Vă propun să votăm acum. Care nu le-am făcut în comisie. Și am, nu pot fi dacă
amedicat pe 100 de lei, acum o adun jos pe pământ, cu cealul de pământ, munca și aritatea doamnei Ida Abadă, să că nu știu ce au aruncat pe peste noapte, eu o știu o fată echilibrată, foarte atentă, rațională, comun, cu o vastă experiență la Departamentul Resurse Umane din Zadă, Inspectorat Școlar, a început o vânătoare de vrăjitoare, să zic eu, și metaforă, vă rog, schimbă pe capăt inspectorii școlari, unde istoria recentă ne-a spune, în ultimii, cel puțin în ultimii 3 ani, rezultatele de la bacalaureat și examenul de evaluare națională a adus județul Bacău din ordine 1-3 de plan național. Tu acum te găsești să spui inspectorii școlari și întâmplător din presa. Deci chiar m-a indignat, m-a supărat în sine în acest lucru, pentru că două persoane, două nume, nume, două nume, ale cunoscute, ăla de matematică și așa, spun obiectul nume, nume, obiectul de specialitate care o are fiecare, deci de matematică și de fizică, îi cunosc foarte bine. Nu știu cine o crezut acum, că și la doamne se schimbe și oamenii nu am înțeles cât mai repede lucruri de așa, și ei sunt în plină activitate de pregătire a examenelor naționale. Nu știu, dar cei care vor preni vor fi mai buni decât ăștia care sunt la. De asemenea, mergem pe același drum și cu schimbarea directorilor. Toți și inspectorii și directorii, după cât știu eu acum, poate s-o mai fi modificat. Doamna ministru a schimbat regulamentul sau și nu legea organică, dar și legea organică, legea educației naționale, este pe păstul clar. Detașările se fac până la sfârșitul anului școlar, adică 31 august. Numai în situații... Dar vă rog, lăsați-mă să termine, vă rog, lăsați-mă să termine. Ceva a început și din timpia asta, domnul propune ce ați spus. O uitați-l de 2 minute. Domnul Iechis, ați spus să zic. Nu, 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 domnul Iechis, domnul Iechis, am vrut un pic, asta e să ne uităm. Fie de mai avut scurie, să veți interveni. Nu-i vorba de niciun amendament. Vă rog să-l ascultăm pe colegul nostru. Și vă deranjează. Este o mare harabalură, ceea ce privește organizarea. Ceea ce a făcut și dumneavoastră, vă rog. Organizarea examenelor naționale. În fața că... Noi nu vă președinte, în discuții care nu trebuie să fie organizarea noastră. Suntem reprezentanții și ai elevilor de județul Bacău, ca examenele naționale în acest moment este desfășurate altfel. Și chiar să se închidă. Alo! Domnule Ghita, vă rog frumos, puțin polițiști. Nu v-a întâlnit niciodată. Domnule Ghita, nu v-a întâlnit niciodată. Nu v-a întâlnit niciodată. Domnul Ascensație, v-ați să ne ascultăm colegii, domnul Caudi și-a rămas de experiență în domeniul de care vreau să spun. Nu mai era la trecut, nu asta? Domnul Interos, ce mi-i gândesc la trecut? Stimate colegi, nu ca o mișcare de dar, nu te plinu de aia și mai mă trageți de unul. Nu, eu o să spun, nu știu, nu doar nu știu, fac un pas acolo. Domnul Ghita, vă rog să interveniți după ce... Deci aveți un vânt după... Vă rog frumos să ascultăm colegul nostru, după care vă dau cuvântul. Vă rog frumos. Deci, spuneam, examenele naționale trebuie să fie gândite foarte, foarte bine, pentru că va fi... Nu ne putem juca cu un experiment cu soarta cu o generație. Deci, de aceea propun să fie stopate. Asta e părerea mea, că e bună, că e rea, dar este o părere care eu am gândit-o și legat de supărarea domnului coleg și probabil nu s-au mai supărat și alții în momentul ăsta. Eu am făcut intervenția acum o oră și jumătate privind conținutul intervențiilor noastre. Pentru că, uite, am plecat de la chiar asta, am plecat de la ceea ce s-a întâmplat și ședința de 91, unde, bă, domnule Sergiu, am studiat eficiența activității noastre din 91 mai. Unde a fost un singur lucru?
simplificare. Președintele Consiliului Județean face intervenții la punctul respectiv de 37 de rânduri, ceea ce presupune 333 de cuvinte, iar domnul, un alt coleg consilier, numai singur, face aproape 30 de rânduri cu 273 de cuvinte. Unde este eficient? Dacă vă duceți să citiți fiecare intervenție acolo, analizați-le din punct de vedere literal. Literal este perfect, este foarte bun, dar logic. Vedeți ce se întâmplă. În sensul ăsta, eu am vrut să ne respectăm. O academie de dezbatere, de oameni, dar suntem oameni, suntem consilieri, noi nu mai suntem. De ce să ne salutăm, să ne respectăm pe stradă? Ăsta e sensul ăsta. Eu asta am vrut. Ești vă rugăm, vă mulțumesc pentru că ați înțelegat, ați ascultat. Da, mulțumesc, domnule Caotii și domnul colegul nostru și exprimă îngrijorarea asupra acestor schimbări bruște acum în pragul examenelor din vara a generației noastre, a copiilor noștri. Și pe bună dreptate, a tras un semnal de alarmă. Nu era cazul să se întâmple aceste schimbări bruște acum când copiii se pregătesc de examen. Acum când această echipă de inspector școlar a adus județul în primele trei din țară. Despre asta era vorba, ca să sintetizez așa în câteva cuvinte, nu cred că trebuie să deranjez, este un semnal de alarmă, e un mega prins care va trebui să luăm atitudine vis-a-vis de aceste schimbări bruște, fără să știm și să aflăm din presă. E vorba despre copiii noștri, ai județului nostru. Mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu vă se pun la vârf. Foarte scurt. Și vreau să ce spune față de domnul consilier Petrinac, dar voi fi nevoită să spun și o două frate. Consider că această schimbare, înainte cu două săptămâni de examenele naționale, nu este o schimbare logică, deoarece organizarea acestor examene este foarte grea. Cine va organiza aceste examene când inspectori au fost eliberați, au rămas doar 6 inspectori din cei care funcționau. Ținând cont că un inspector școlar se formează în decurs de foarte mulți ani. Cred eu că momentul este foarte prost ales. Se putea aștepta până după desfășurarea acestor examene și apoi, pe baza unei analize și a unor criterii concrete, sigur că se putea trece la această evaluare. Iar referitor la examenele naționale, și eu îmi exprim îngrijorarea față de modul în care se va putea realiza, eu știu, protecția elevilor. Eu am organizat timp de 4 ani aceste examene naționale în condiții normale și s-a desfășurat destul de greu. Acum, în perioada de pandemie, se vor desfășura în condiții mult mai grele. De aceea și eu cred că s-ar putea analiza problema privind media de admitere a elevilor și cel puțin la clasa 8, unde avem niște copii, să se considere media de admitere, media celor 4 ani de studiu sau la toate obiectele sau cel puțin la română și matematică și în felul acesta am studiat și elevii și părinții de emoție și ar fi mai multă siguranță privind sănătatea acestor copii. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Vă propun să sistăm discuțiile aici și să trecem la vot. Am cerut colegii de la IT să dea drumul la vot acum, pentru punctul 24, adică punctul 1 pe ordinea de zi suplimentară.
35 de voturi, stai de puțin. Da, 35 de voturi. 35 de voturi pentru. Da, mulțumesc. Cel de-al doilea punct al ordinii de zi, al doilea punct de pe ordinea suplimentară, de pe ordinea de zi suplimentară, e vorba de modificarea tarifelor de aeroport și criteriilor aplicate la diferențierea acestora pentru regia autonomă a aeroportului internațional George Enescu Bacău. Am sorocit doamna director general Oana Chelaru să facă o scurtă sinteză a acestui material și caracterul de urgență. Mulțumesc. Doamna director Chelaru, dacă sunteți pe recepție. Da? Ok. Sunt vedem dacă vă auzim. Da, vă rog, aveți cuvântul. Aveți cuvântul. Suficient de elocvente și vă mulțumesc la în spate pentru înțelegerea dumneavoastră cu provizare de acest proiect. Mulțumim și noi, doamna președinte Chelaru.
pentru precizări. Vreau să mulțumesc președinților Comisiilor de Specialitate pentru operativitate. Au analizat materialul regimului de urgență, au avut la mapă, inclusiv anexele la care face referire doamna Chiar. Obiectivul nostru final, ați văzut că se lucrează și la pistă, suntem în trafic, chiar dacă am trecut și trece prin această perioadă mai delicată. Obiectivul nostru final, așa cum foarte bine precizat la întreabă, este de a avea noi operatori și noi destinații. Mulțumesc dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru, votăm acum. Thank you.